O zi echilibrată. O să luăm în serios toate atenționările, să ne facem temele, să avansăm cu proiectele la serviciu, dar și cu cele de viață personală, să fim bine cu toate. Vibrația zilei este 3 și comunicarea poate face minuni într-o astfel de zi. Berbec, o să dați drumul unui proiect nou la serviciu, iar acasă o să mai faceți una alta să faceți casa lumină să fie și frumos și confortabil la voi. Ar să vină de undeva niște bani în plus și o să faceți niște achiziții, dacă nu cumva o să păstrați banii pentru o investiție serioasă. Taur, se poate să descoperiți o nouă sursă de bani și o să vă implicați cu totul în proiectul respectiv ca să nu duceți lipsă de bani. Ați ridicat ștacheta și trebuie să țineți pasul. Poate aveți în vedere o escapadă turistică la sfârșit de săptămână și faceți o rezervare. Sau poate vă duceți la cineva în vizită. Gemeni, o să faceți o selecție că ați primit probabil câteva oferte de colaborare și o să alegeți cea mai avantajoasă ca bani și ca efort pe care să-l depuneți. O să încercați lucruri noi, poate un hobby care să vă pună creativitatea în mișcare și să aveți un moral mult mai bun. Rac, e momentul să ieșiți la socializare, să vă faceți noi relații, cunoștințe, să lărgiți area de influență, să aveți mai multă popularitate. O să vă lăsați cooptați într-o activitate care poate aduce beneficii unor oameni aflați într-o situație delicată, poate sunt bolnavi. Leu, o să fiți expeditiv cu treburile de orice fel ca să vă puteți ocupa de voi, să ieșiți pe cât posibil la un spectacol, într-o plimbare, să vă recreați. Poate vă faceți curajul să le cereți șefilor niște bani în plus, un nou proiect sau aparatură cu care să faceți performanță. Fecioară, noi provocări care să vă țină în priză și să faceți lucruri care să conteze la cartea voastră de vizită, că o să vă depășiți pe voi înșivă. O să aflați ceva care să vă oferă o pistă de relansare pe scena profesională în carieră. Balanță. Se poate să începeți o activitate de grup și să puneți mult suflet că ceea ce faceți vă place și prin care să vă puteți face și mai cunoscuți. O să întâlniți și voi omul potrivit și o să învățați să trăiți frumos în formulă de doi. Scorpion. O să faceți rost de bani dintr-o sursă colaterală, dar nu este exclus să vă propună cineva un alt job, ca să vă mai experimentați și altceva. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu, pentru că v-ați maturizat sau mai bine zis, relația a ajuns la maturitate. Săgetător, se poate să se diversifice activitatea de la slujbă și să vă implicați în toate segmentele unui proiect și o să vedeți că recompensele nu vor înceta să apară. O să vă mai cheltuiți niște bani cu casa, poate pentru că le luați mobilier copiilor, le reamenajați o cameră de studiu. Capricorn, sunteți prinși cu multe treburi, dar nu vreți să vă pierdeți concentrarea de pe cel mai important proiect care vă asigură și stabilitatea financiară. Faceți monetarul și vedeți ce rate fac taxe aveți pe listă, ca să păstrați ceva mărunțiși pentru distracție. Vărsător, o să primiți ajutor din partea unor oameni care vă apreciază și o să vă rămână timp și pentru voi. Ați muncit destul și meritați o mică pauză. E un moment de succes în plan personal. O realizare în familie și o să faceți și o tratație pe tema aceasta. Poate v-ați mutat altundeva. Pești, poate vă asociați cu niște parteneri de afaceri să lucrați pe o perioadă scurtă de timp, să vedeți cum merge, după care mai vedeți. O să aveți o mai bună comunicare cu partenerul de cuplu și o să vă puneți de acord în anumite privințe. Deci până acum nu reușiseră-ți. Relatează știrile ProTV.ro.